Monumentul soldatului francez sub acești arbori care se îmbrățișează. E o zi atât de minunată în Parcul Cismigiu din București. Se apropie Revelionul. Așteptăm un nou an. Noi începuturi. Un sfârșit va fi curând. Peste două zile ne vom lua la revedere de la anul 2023 cu tot ce ne-a adus. Cine dorește poate face o retrospectivă. Noi deocamdată facem o plimbare prin parc. Foarte frumos. Parcul Cismigiu. Foarte frumos. Frunze, poteci, cu trepte, priveliște, scări. O plimbare minunată într-o zi minunată. Avem atmosferă de la patinoar. Patinoarul se vede din coace. O să mergem și acolo să vedem mai de aproape. Oameni fericiți se relaxează. Se dau patine. Atmosfera extraordinar de frumoasă. Avem aici o priveliște panoramică asupra orașului. Deși vizibilitatea către oraș nu este chiar atât de bună, pentru că vedem mai mult copacii din Cismigiu. Monumentul soldatului francez, pe lângă care am trecut. Din coace avem un chioșc. Se joacă niște copii, avem și terasa acolo. Mi-a plăcut întotdeauna Parcul Cismigiu. Aici sunt amenajate niște stâncării, așa. Foarte frumos. Parcul Cismigiu din București, centru.